Gata de materiale pentru construcții, instalații sanitare, încălzire și electrice, mobilier de baie și bucătării, accesorii pentru grădinărit, scule pentru profesioniști și amatori, Sabiroli. Ieftin și bun nu există? Încercați-ne! Căutați-ne! Drumul de centură vis-a-vis de drumul Sigmirului. Cu Dinamic ai motoferestraie și alte motounelte știri. Generatoare de curent și sudură, generatoare de aer cald, utilaje de construcții, scule electrice, mărcile Bosch, Makita, Metabo și Hitachi. Dinamic îți asigură service și piese de schimb în Bistrița, pe Bulevardul Independenței, Complex Build și strada Împăratul Traian, numărul 8. Vrei să ai o nuntă de poveste? Alege restaurantul care ți se potrivește. Lordinu, strada Mărăști, numărul 9, pentru că la noi luxul se îmbină în mod reușit cu amabilitatea și calitatea excepțională a preparatelor. Cea mai bună pizza, cea mai mare, dar și preparatele tradiționale, toate la Lordinu le găsești. Eleganță și bun gust continuu. Lordinu. Vând teren situat în Valea Ghinzii, lângă baza de agrement, în suprafață de 3800 metri pătrați, cu posibilitate de parcelare în două, pentru ridicare, imobil de locuințe sau hotel, preț 50 euro pe metru pătrat. Vând teren în suprafață de 478 metri pătrați, cu proiect pentru birouri, parter plus un etaj plus mansardă, suprafața construită 510 metri pătrați, suprafața utilă 450 de metri pătrați, situată în Bistrița, strada Ciprian Porumbescu, numărul 2. Preț 120.000 euro. Informații la telefoanele 0742024264, 0742033443, 0263233950. Prețurile au intrat la apă la bazinul de not Schreiner. Bistrița are acum acest bazin de not la standarde europene. Și pentru că școala de not Schreiner este pentru începători și pentru fitness sau aerobic, aquagym, masaj, taibo sau squash, toate într-un singur loc. Centrul de Sănătate și Sport Schreiner, Bistrița, Societate 16A, 0788-379-918. Guard 3, Bistrița Tărpiului 10A, 217777. Instalează sisteme profesionale de supraveghere video pentru orice tip de locație. Tehnologia de ultimă generație permite acum o supraveghere panoramică a zonei protejate din orice colț al lumii prin intermediul internetului. Vrei să-ți vezi proprietatea la orice oră din zi și din noapte, chiar dacă stai în Australia și ai cabana, de exemplu, la Colibița? Noi suntem soluția. Guard 3 comercializează și detectoare radar, solare sau cu alimentare de la acumulatorul mașinii, sisteme GPS navigație cu harta completă a României și a restului Europei, sisteme Car Kit cu conectare prin Bluetooth. Guard 3, Bistrița Tărpiului 10A, 217777. Cu noi dormi mult mai liniștit. Așa că vă spunem din nou bine, ne revedem. Am rămas la ideea de talent, poate să fie sau nu un mod de viață, rămâne să descoperim în continuare și în același timp poate talentul să creeze noi oportunități în viața noastră profesională și personală. Eu lansez întrebarea, cine vrea poate să răspundă. Consider că talentul poate să dea naștere la un stil de viață exclusiv alături de disciplină. Fără disciplină, talentul nu s-ar putea dezvolta și oportunitatea rămâne la latitudinea sorții sau a improvizației, a momentului în care descoperă acel ceva și acea plăcere. Indiferent dacă este din partea, cu ajutorul familiei sau a unei circumstanțe fericite. Tot vorbim de talent, dar este nevoie și necesar să întreb ce înseamnă pentru voi talent. Dacă există o diferență între talent și vocație? Există.
Vocația... Talentul e din naștere, de la Doamne, Doamne. Așa. Și vocația este... Deci niște abilități spirit, născute. Da? Și vocația este creație care ți-o dobândești în anumiți ani. Modul în care te dăruiești pentru ceva, da. Eventual, nu? Și câte eforturi depui și... Asta e părerea. Și munca din ce ia naștere? Din talent. Dintr-un scop, presupun, din nu? Plăcere. În momentul în care ai un scop, talent, te implici mai mult. Depinde ce-i munca. Depinde ce-i munca? Depinde ce munca. Dacă tu muncești ceva ce nu-ți place, ca să faci un ban, și nu faci din pasiune, e ceva pentru... Deci muncești pentru bani. Pentru existență. Da. Deci dacă, sau dacă eu mă duc la sală de dans pentru hobby, fac din plăcere și e foarte greu. Și nu simți diferența ca și efort, mă refer. Te depui un efort mai mare, dar nu percepi munca. Da, dar e plăcere. Și cei care merg la școli specifice, școli de... sport sau de dans sau de muzică, cum avem și noi, licee în Bistrița. Probabil, doar o parte din ei s-au dus pentru că au talent. O parte din ei s-au dus pentru că acolo au nimerit sau că, nu știu, mama sau tata au zis, du-te acolo. Vor să se facă ceva, arhitecți. Puțini au un talent care să îl prelucreze undeva și să zică, o să ajung ce vreau. Și credeți că școala îi poate forma într-o anumită măsură, chiar dacă ei poate nu au foarte mult talent, dar mergând la o școală de muzică sau de sport sau de altceva, pot să reușească totuși să devină... Școala e o leacă hazard, pentru că talentele se descoperă în primii 4-5 ani de viață, înainte de a merge la școală. Dacă părinții au spirit de observație și, în primul rând, petrec timp cu copiii, că dacă tata e la serviciu, nu o să mă vadă niciodată. Nu pricep eu să... Deci rubezi radio-ul, așa, talentul se descoperă la început, fiindcă atunci sunt doar activitățile instinctuale, fără conștiință sau planificare de dinainte. Și atunci, iar apropo de unele talente, cum ar fi dansul la băieți sau teatrul, consider că se poate trăi din treaba asta, fiindcă am descoperit că entuziasmul atrage oameni. Când te vede cineva că îți place ceea ce faci, îl bucuri și pe el și se bucură și el pentru tine că faci ceea ce îți place și vine să te vadă. Și atunci se poate îmbina și cu partea materială, pentru că se vând bilete, se câștigă bani. Deci se poate trăi și frumos și decent. În legătură cu școala, cred că îți pregătește o bază în arte, dacă ar fi să vorbim despre arte, însă trierea se face la un moment dat în timpul carierei, când se vede diferența dintre omul cu talent și omul care pur și simplu reproduce ceea ce a învățat în timpul Și plus că școala în primele ei stadii este ceva generalist. Da. Și chiar și pentru cei mai buni... Dar vorbim despre școlile de... Profil. De vocaționale. Da. Acolo rămâne și cine are tenacitate, cine vrea neapărat să... Voi ați mers la ceva școală de muzică? Sunteți, da. La liceu vocațional arte. Uite, acolo chiar știu că se pune foarte mare accent, nu știu exact la arte, dar la muzică știu că se pune foarte mare accent pe pregătirea în domeniul ăsta. Acum... Te poți confirma? Eu? Să vă confirme băieții, că eu, la mine se vede. Deja sunt profesor în domeniu. Deci, vis-a-vis de dans și partea materială, pot să zic că la momentul actual nu există absolut deloc. În primul rând nu există investitori care să dorească să investească ceva în dans. Orice altceva este prioritate, dansul e pe ultimul loc. Putem vorbi același lucru și despre muzică și despre arte plastice. Despre teatru. În muzică se mai câștigă. E faptul că e orașul mic. Eu sunt de părere că Bistrița nu oferă.